отрицательные остаются на интеграле Европейского переезда? Позитивы, негативы? Ну, все с вас пон. Ничего, с потерей. Ну, потому что чего авантажи, когда снят от интеграли Европейского переезда? Не что авантажи ли, не что это промит, что не имеем пасе, не красной. Когда к спорген, он сужде идея о интеграли Европейского переезда, с домового партии промиссионной. V-ați dori ca Moldova să fie un stat european? Nu, ce să vă spun. V-ați dori ca cetățenii noștri să aibă un loc de muncă stabil? Ne-am dorit, adică, dar știm că asta nu depinde de om. Părerile noastre față de integrarea europeană care este? Pozitivă, negativă? Pozitivă, cum? Pozitivă. Ne spune și câteva avantaje care le cunoașteți? Așteptări sau? Cum vedeți noastră integrarea europeană prin unirea cu România? Poftim. România, cum vedeți noastră integrare europeană, că fiind cea mai scurtă care? De că nouă nu mai bine așa? Avem 28 de ani de independență și n-am ajuns la nimic, practic. Batem pasul pe loc. Fără ajutorul european nu facem nimic. Foarte bun așa, foarte bun. Legătură și avem cu toți, să știm toți trăim ca brață. E foarte bun, s-o glas noastră, le voi vreme. România e o țară foarte mare. Sunt 20 de milioane de oameni, comparativ cu noi, aproape de 10 ori mai mare populație. Da, și la ei pleacă, și la ei pleacă, dar pleacă o mică parte din cetățeni. Dar pentru un viitor mai bun, pentru copiii noastre, pentru nepoți, pentru a întoarce populația noastră înapoi, ați votat unirea? Eu nu scoată. Dar spre unirea cu România, ce părere aveți? E cea mai scurtă cale spre Uniunea Europeană. Noi dacă ne unim cu România, automat devenim cetățeni europeni. Și o să beneficiem la fel de aceleași beneficii. Până am o taghină fost să eram cu... Dar noi nu știm cum a fi cu românii, cu europii. Păi cum? Dacă ar fi bine, bine. Bine o să fie, fiindcă... Noi nu suntem contra, numai e bine. La un referendum ați votat unire. Pentru un viitor mai bun, pentru salarii, pentru pensii mai bune, pentru drumuri mai bune. Ar trebui să iese drumuri bune, pensii bune.